În viața politică, regele Carol I a jucat un rol cheie prin folosirea discreționară a atribuției sale constituționale de a-l numi pe viitorul prim-ministru. Monarhul s-a folosit de rotativa guvernamentală, alternanța la putere ba a Partidului Național Liberal, ba a Partidului Conservator, modalitate de a trece peste crizele economice și politice. Acest sistem nu a permis niciunuia dintre cele două partide să acceadă la putere. Destul de multă instabilitate, dacă ne gândim că regele Carol I a domnit 48-49 de ani și avem 38 de guverne. Avantajul era, spune, legat de stabilitatea, în primul rând, asigurată de Carol I. Venim din Germania cu educația germană și nemții, cum sunt ei, cel puțin pe vremea aceea, erau foarte strict. Și în comportamentul lor, în aspectul lor și morală, cred că au făcut ceva enorm pentru România. El, de fapt, a făcut sistemul bicameral în Parlament. Oamenii politici, evident, erau pe vremea aceea cu totul altfel. Pe lângă educația patriotică solidă, politicienii de atunci erau și bogați. Avem oameni politici care intră bogați în politică și ies săraci, fiindcă investesc. Votul censitar excludea țărănimea de la viața politică, așa că cei care au păstrat puterea au fost tot boierii sau familiile burgheze, acceptate de elita politică și socială a vremii. Aș avea două exemple de oameni care au influențat foarte mult politica epocii și care vin de jos. Spiru Haret e unul dintre oamenii politici cei mai remarcabili ai epocii și care are un rol esențial în reforma învățământului. Și Sturza, și Cogălnicianu, și Brătienii. Izbucnirea războiului a găsit la putere guvernul Partidului Național Liberal, condus de I.C. Brătianu. Instalat la începutul anului 1914, după o guvernare de 4 ani a conservatorilor junimiști, cei din urmă erau cei mai reacționari. Cam toți marii noștri scriitori și intelectuali sunt reacționari, sunt antiliberali. Și Caragiale, care ironizează în piesele lui, Eminescu, care e foarte vehement împotriva străinilor, Creangă nu e un om care vorbește despre sat, despre tradiții. Și cred că în istoria României, dinaintea Primului Război Mondial, succesul real al ei e dat tocmai de buna funcționare a acestui mecanism de evoluție economică și instituțională și de păstrarea specificului, a tradițiilor. Nicolae Xenopol, ministru al Industriei și Comerțului, susține că în 1915 avuția națională a fost de 21,5 miliarde de lei aur și a inclus terenuri agricole, construcții urbane, investiții industriale și comerciale, capital mobiliar și proprietăți ale statului. Producția materială a României a înregistrat în ajunul războiului mai multe recorduri. Recoltele de cereale au ajuns la 6,2 milioane de tone în 1911-1915. Producția industrială a crescut la 584 milioane de lei. Valoarea exportului a urcat la 671 milioane de lei, iar cea a importului la 590 de milioane de lei. Deși avea cel mai mare număr de întreprinderi industriale din sud-estul Europei, România era încă departe de marile țări dezvoltate. Vechiul regat avea la începutul războiului 410 fabrici, în timp ce în Transilvania existau 379. Un secol de la prima conflagrație mondială, războiul care a schimbat harta Europei și nu numai. Un conflict în care au pierit milioane de oameni și în care s-au folosit pentru prima oară armele de distrugere în masă. În fiecare sfârșit de săptămână, telejurnalul va spune povestea evenimentelor de acum 100 de ani.